Ce bine am dormit azi noapte! Simt că pot face orice! Ceva dulce, poate! Perfectă de a începe ziua. Bun venit în orășelul Mereș, în loc unde vrea să stai. Aici e lumii cu planul său rău, sportacus e omul tău. Ștefania a sosit, cu Ziggy s-a împrietenit. Cu Pixel, Stingy și Trixia se va distra și vor cânta. Dulciuri furate. Doamne, este ziua de naștere a domnișoarei Besi Ocupata și eu pur și simplu nu știu ce să iau. Copii, nu este timpul pentru o mică pauză? Băieți, scuze, unchiule Milford, ascultam pur și simplu muzică. Am atât de multe pe cap. Cadoul pentru ziua de naștere a lui Besi? Da. Dacă încurci din nou lucrurile așa cum ai făcut anul trecut, Besi nu va mai vorbi cu tine niciodată. Nu mai aduce aminte. Domnișoara Besi Ocupata, la mulți ani! Floarea soarelui! Mai merge! Floarea soarelui! Unchiule! Salut, Ștefania! Besi ți-a dat această carte astfel încât să poți găsi idei pentru cadoul ei. Deci hai să ne ocupăm! Doamne, e o carte atât de mare! Prea scump! Prea fragil! Tortul acela e o idee minunată! Dar sunt prea nervos ca să coc un tort! Se trătă o situație chiar mai încurcată decât anul trecut! Nu-ți face probleme, unchiule Milford! Ne vom ocupa noi de asta, nu-i așa, băieți? Hello! Inițializăm evenimentul! Adunăm date de preparare! Vom face tortul acela imediat! Pasul 1 este făcut! Tortul este copt, analiză, nedecorat! Nu, nu mă apropiați! Nu, tortul ăsta este al meu! Nu-l atingeți, nu-l atingeți! Hei, băieți, ia uite, am toate ingredientele toate aici! O observație foarte importantă! Avem nevoie de frișcă! Da, desigur! Scuze-mă! Stingy, nu le lua! Aveți grijă, băieți! Sunt pe trotuar! Ce faci cu ăla? E al meu! Ia, dă-mi-l! Ce e asta? Uai, ce tare! Ia! A fost grăsat! Cineva e în pericol! Yeah!
siguranță prea mult zahăr. Stai, stai. Mâncarea este ca să creșteți mari, nu ca să o aruncați. Te pare rău, Sportacus, dar uite, noi tocmai am făcut acest frumos tort pentru domnișoara Bessie. Domnișoara Bessie e ocupată, nu va mai vorbi cu mine niciodată. Mai încercați odată, dar fără să faceți dezordine. O să dau la o parte aceste acatele minunate, s-ar putea să am nevoie de ele. Păstrează câteva pentru mai târziu, bine zi. Bine. Succes! Mulțumesc, Sportacus! Dar să nu renunțați! Pa! Scara! Acum coacem tort! Mesele sunt pline, astea s-o comoară. Pentru mine, eu sunt ascultător. Sunt precaut, vezi bine. E ușor să pregătești un tort drăguț. Rețeta dacă o știi, gătește după carte și ai spor. Leneș nu poți fi. Și dacă rețeta n-ai citit, tortul n-o să-ți iasă. Dacă după carte ai gătit, vei avea un tort. Trebuie să-l gătim, cu toții îl iubim. În sfârșit e să gătești e o știință, îți trebuie multe ustensile și toate ingredientele îți dau un gust mai bun. E ușor să pregătești un tort drăguț, rețeta dacă o știi. Gătește după carte și ai spor, leneș nu poți fi. Și dacă rețeta n-ai citit, tortul n-o să-ți iasă. Dacă după carte ai gătit, vei avea un tort. Trebuie să miros pentru care merită să te ridici în picioare. Tort! Tort? Nu există niciun tort aici. L-am mâncat pe tot ieri. Este un minunat tort care așteaptă pe cineva care să-l guste. Iată că ar trebui să coc un Double Trouble Chocolate Gummy Yummy Cake. Voi fura pur și simplu tortul lor. Tortul furat este mai gustos. Toată lumea știe acest lucru. Și eu cum să scap și de acel pisaloc de Sportacus. Este momentul să mă deghizez. Prea înfiorător. Prea păros. Prea vesel. Prea feric. Aha, un detectiv. Perfect. Voi mânca tortul și voi găsi o cale să-i fac pe toți să creadă că Sportacus a făcut acest lucru! Perfect! Ziua de naștere a lui Bessie a fost făcut. Oh, domnișoara Bessie ocupată va fi atât de fericită. Chiamă, fă-i o surpriză. Da, și atunci ea va veni și noi vom putea mânca